Cum trebuie responsabilitatea relația familiei cu biserica? Familia pentru biserică sau biserica pentru familie? Vă rog un răspuns nesuperficial. Dar îmi promit că o să fii profund. Dacă îți dau un răspuns mai profund. Nu sacrificăm biserica pentru familie, nici familia pentru biserică. Le ajutăm pe amândouă. Concret, nu cred că trebuie să-ți lași o soție împovărată să mergi la slujbă. Dar nici nu vei putea să renunți la o slujbă doar ca să-ți ajungi soție, în permanență. M-am spus că totul se rezumă la cele trei idei, cel puțin asta e în concepția mea. Când ne rugăm, primim o lumină clară, o înțelegere. De exemplu, sunt situații în care sunt chemat foarte mult la evanghelizări. Nu promit pe loc. Mă rog. Uneori recurg și trag la sorți. Să mă duc, să nu mă duc. De exemplu, acum în toamnă am fost chemat să mă duc la o seară mai lungă la Halmeu. M-am rugat și n-am primit așa o încredințare. M-am tras la sorți. Și-a ieșit să nu mă duc. Miercurea înainte de aceea vineri, soția mea a căzut bolnavă. Nici n-aș fi putut să mă duc. Și am zis, sorțul a știut că de data asta nu pot să mă duc. Și nu-mi cerea Dumnezeu să mă duc. Să stăm sub călăuzirea lui Dumnezeu, că m-am spus, familia și biserica e o singură firmă. Nu-s două. Dumnezeu este la fel de interesat și de una și de alta. Și nu o să ne exploateze. În așa fel încât una să fie văduvită și cealaltă promovată. Domnul va vedea când este nevoie de noi acasă și nu va rămâne biserica descoperită, că nu stă biserica numai în noi. În același timp trebuie ca familie să ne dăruim, să învățăm sacrificiu. Soția mea când era fată s-a rugat mai mult să-i dea Dumnezeu un bărbat predicator. Eu cred că și ca răspuns la rugăciunile ei Dumnezeu m-a format și m-a păstrat. Și eu am fost de față, nu eram căsătorit și nici nu știam atunci că să fim împreună, când a avut o lucrare la Oradea printr-un bătrân. Ascultă, fică, binecuvântarea ți-o voi da cum ai cerut-o. Dar să știi că viața nu-ți va fi ușoară și vei avea o cruce de dus, că își va trebui toată viața să nu te prețuiești pe tine și să prețuiești lucrarea Domnului. S-a adeverit până la capăt asta. Să ne ajute Domnul să împletim frumos. Biserica și familia. Îmi amintesc de o altă vedenie, mai cu ani încoace, a coborât așa un sul, s-a desfășurat ca o hartă înaintea mea și erau trei rubrici. Slujire în familie, slujire în adunarea locală, slujire în misiune. Și Domnul spunea, fii atent pe unde sunt trasate liniile între rubrici, să nu le împingi într-o parte sau alta. Doamne ajută, amin. Dacă a fost superficial răspunsul, să nu fie superficial rugăciunea și să vezi pe unde sunt liniile.